primește în flancul stâng un fotbalist al lui, șut și este gol, 1-0 pentru Ripensia Timișoara, la primul șut pe spațiul porții al echipei lui Cosmin Petruescu. Vedem pe autorul golului, Denis Golda. Așadar, din minutul 38 este Ripensia, se află în 10 oameni, dar conduce pe tabela de marcaj cu scorul de 1-0. Degajează acum lung Rust, câștigă Radu Crișan duelul aerian cu adversarul său direct, cu Denis Golda. Din nou Crișan în duel cu Golda, trece spectaculos acolo Golda și 2-0 pentru Ripensia Timișoara. Incredibil ce eroare comit acolo fotbaliștii lui Eugen Beza și este 0-2 începând din minutul 74, același Golda. Gol în inferioritate numerică marcat de ripensiști.